Dar care bloc? Unde? Aici, în blocul ăsta, dar la prima scară. La scara aia la altă? Da, da. Nu, nu știu nimic, că eu la ora 5 dimineața și stă sașele la... Uh-huh. Deci că era fața de la casa copilului, de la Jăgujet, de acolo. Nu știu nimic, chiar nu știu nimic. Mulțumim frumos, Săruna. Ce face? Hai, o faci. A căzut o fată de pe geam de-a dumneavoastră de aici? Din bloc, da? Da. Am auzit. Da, da. Dar n-am văzut. Da, cine locuia în bloc aici sau? Am înțeles că fata nu locuia în bloc. Azi am aflat și eu că fata era la Zăgujeni, la... La centru de plasament de acolo. La centru de copii, fără părinți, ceva, nu știu. Da, da, da. Păi și la cine a fost ea în bloc aici? La Fane. Cine era? La... Stați că știu și numele. De aici, în scara asta, sau? Nu, asta e scara B, în da. Scara A. Aia la altă, dincolo? Da. La etajul 4, cu vederea în spate. Da, da, da. Dar la ce, un bărbat singur, am înțeles, care stă singur, sau? Da, el stă singur, n-are soție. Am înțeles. Nu, și mai primea și el. Câte o vizită. Câte o vizită. Da, numai fata e minoră. Și era și doar la casa copilului. Păi era minore, dar erau volanțe. Am înțeles. Ce, dacă minore nu sunt vagabonde? Da, aveți dreptate, da. Credeți dumneavoastră că bărbații se ia de fete până când nu sunt provocați? Că și ele au parte lor de vină. Și el nu este așa de agresiv, el, încât ea să sară de la etaj. Eu îl cunosc pe el, pe Fane ăsta, îl cunosc de foarte mulți ani. Și vă spun eu, nici el, nici băiatul lui nu sunt elemente agresive. Am înțeles. Nu sunt agresivi. E, mai rugăște împreună cu băiatul lui acolo? Băiatul lui este în Italia, dar a fost un copil cu minte, că eu îl cunosc. Am înțeles, dar acum el stă singur, da? Bărbatul el ăsta. El stă singur. Și vă pot confirma, fără să iau apărarea. Da. Că sunt total surprins de faptul că această fată a sărit la etaj. Care sunt motivele? Nu-mi dau seama. Deoarece nu este agresiv. Am înțeles. Nu este agresiv așa. Dar mai știu eu ce s-a întâmplat acolo. Nu s-au înțeles la bani? Mulțumim frumos. Dar ce știi? Ce faci acum? Filmez? Da, 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 că vorbim, penetrăm. Eu nu știu nimic, dar nu am avut nimic asta, așa ceva. Nu. În spate, nu la noi, mame. Cu vederea în spate. Cu vederea în spate. Da. Când? Acum? La 4:30 când au căzut, nu știu. Nu știu nimic. Nu știu, mami, nu m-am băgat, am bine. M-am înțeles că e bărbat singur care stă la etajul 4, a fost în vizită la el. Am înțeles. Ce vă spune că la vizită asta? Ce știți de fata care s-a aruncat de pe bloc? Nu știm nimic. Am înțeles că domnul de aici era singur, stătea singur. Da. Acum este reținut? Nu știm. Nu știți? Nu știm dacă e reținut sau nu. Am înțeles. Și nu l-am văzut nici pe el, nu nimic. Am înțeles.
Director, care este situația cu această fată? Alexandra Novăcescu este un copil care beneficiază de măsură de protecție la noi în centru, la centrul Casa Noastră Zăgujeni. Este fugită de o lună de zile, respectiv din 20 octombrie, am anunțat poliția și protecția copilului. A fost dată în urmărire generală pe țară încă din 25 octombrie. Fata prezintă ceva tulburări afective bipolare și în prezent se află la terapie intensivă la lui Sturcanu la Timișoara. A fost operată ieri și în prezent avem date că este stabilă și nu sunt probleme deosebite. Spuneți-mi, am înțeles că nu este la primul sau nu este prima dată când face lucrul ăsta, când pleacă? Nu. Este la noi din 2015, din luna iulie și în repetate rânduri a plecat. Noi am avut o internată, de asemenea, am avut o internată și în Caransebeș la neuropsihiatrie infantilă și în Timișoara la lui Sturcanu la neuropsihiatrie infantilă. Fata era cu tratament, dar asta este comportamentul, deci cum... pleca în Caransebeș la școală, cum nu se mai întorcea înapoi. În repetate rânduri a fost plecată. Are și declarații în sensul ăsta, pleca de bunăvoie, nu. Novăcescu Alexandra, copilul nostru, beneficiază în cadrul centrului de toată afecțiunea, de îngrijire, de educație, de suport emoțional, dar, din păcate, comportamentul fetei, conform certificatului de handicap, asta este. Condițiile, am înțeles că sunt, foarte bune, hrană, echipament, tot ce și-a dorit, a beneficiat de absolut toate condițiile. Vă rog să spuneți cum vă numiți? Seracin Ionela, șef centru, centrul Casa Noastră Zăgujeni. Deci asta este de la poliție, m-am făcut de două ori adrese în această lună, pentru a putea fi identificată Alexandra. A proces verbal de la poliție, procesul de depistare și aici avem toate certificatul de grad și biletele de ieșire de la începutul anului până în prezent, nenumărate bilete. Cum am avut o internată, să încercăm să-i corectăm cât de cât comportamentul. Asta e. Asta este. Haideți să vadă. La cei mici, unde-s doamnele de la cei mici? Haideți, vă rog. Că vine iarna și ne-am pregătit. Da, da. Mi-e atât îmi plac crizanteme. Și la primăvară, de doi putem, o meditație. Nu, aici este modulul copiilor mai mici. Băieților, ei se uită la televizor. Aici, haideți să ne vedeți dormitoare. Poftiți. Da, bate vântul. Ai găsit? Da, ați dormit? Da? Da? Iau program de somn, sigur. Ia uitați-vă și aici, haideți și la altă cameră. Haideți că mergem și sus la fete. Rovi. Și-o stați. Curios și el copil. Eu și-o terminat. Bravo. Cât ai luat, Vladi? Am luat cine la simulare. La simulare? O, la somn. 9.50. Păi da, echivalentul a 9.50. Ah, da? 9.50. Felicitări, Vladi, felicitări. La cât mică ce? Nu-i bun aici că dorm să odihnesc. La televizor. Două dormitoare și club cu televizor. Uitați. Diana, ce faci? Bună ziua. Da, cu televizor. Da. Unde spală hainele? Aici? Da. Doar cele două dormitoare. Baia lor, două băi, fiecare camera are baia lor. Da, fiecare cameră este cu baie proprie. Da. Ce scuze, te-am trezit? Nu, bună ziua. Ce-a zis? Bine, neasa. Și eu, foarte bine. Erai în față, nu? Lor. Da, aici sunt fete mai mici. S-au trezit deja, cred că sunt la lecții. Și acolo își fac lecții, uitați că au... Facem temele. Da? Da. Sunt la teme. Și aici au băile. Spălat, cu dușuri, cu tot. Puteți? Da. Haideți. Faceți așa. Ia uitați aici. Chiar merge. Intrați, vedeți?
Da. Și mai avem o spălătorie pentru cei de jos, dar e partea cealaltă, altă clădire. Ciao, îmi cer scuze, fetele. De ce uitați-vă de asta? Ia duceți-vă la care vreți. Și câte haine au. Oh, wow. V-am trezit, fetelor? Nu chiar. Și acolo ce s-a întâmplat? Acolo e centrală spălătorie.